Iubiți frați și surori, să ascultăm cuvântul Domnului de care ne vom folosi în dimineața aceasta la acest act de binecuvântare și de ziua mamei. Se află scris în Cartea Judecători, capitolul 13, câteva versete, pagina 276 după Cornilescu, Biblia. Judecători, capitolul 13. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Soria, din familia daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeie și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis: tu vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, din toată inima zicem: binecuvântat să fie Domnul. Apoi permiteți-mi să mă alătur fraților și să spun tot din toată inima: Happy Mother's Day! N-a spus amin aici. Dar chiar dacă nu spuneți amin, am și eu, am avut o mamă și am soția care îi spun tot mami. A rămas cuvântul mamă în casa mea cât voi trăi. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze surorile. E frumos, într-o zi așa mare, festivă, să aduci la casa Domnului un copil. Chiar de ziua mamei, să-l aduci în casa de rugăciune ca Dumnezeu să îi dea binecuvântare. Primiți salutări sfinte de la Chicago, Biserica Ghețimani, fratele păstor Costică Hrișcă, conducerea bisericii, v-au salutat în numele Domnului Iisus, har și pace și Maranata, Domnul nostru vine. Ieri am avut o logodnă la o familie din biserica noastră, care s-au ridicat aproape un sfert din biserică. I-am însoțit cu mult drag la logodna fiului lor, Kevin, și cu viitoarea mireasă, îi văd acolo în spate, sunt și ei, ei nu s-au ridicat. Familia Macovei, care au o băieți și o fete. E, să ai așa 20 de familii în adunare, e fain. Mă rog Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin, să-l binecuvinteze și pe Kevin, care a pornit pe drumul acesta. E un drum frumos, milioane și milioane de sfinți, de credincioși,
de oameni au călătorit și au isprăvit călătoria cu bine. Și le doresc și lor să isprăvească călătoria aceasta tot cu bine. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. Și îi doresc la fratele fiului care pleacă și vine să nu mai plece, să rămână. Dacă mă aude, să țin în minte ce am spus. Vreau să vă spun înainte de a intra în cuvântul care l-am citit, de care ne vom folosi la acest act de binecuvântare, să spun câteva lucrări care Domnul ne le-a arătat. Noi spunem lucrări, un cuvânt din partea Domnului. Eu m-am rugat cu ochii închiși, l-am întrebat pe fratele cine s-a rugat. Un Aurel, tot ca mine. Fratele care s-a rugat, fratele Aurel care s-a rugat individual, a spus Domnul așa, să te pregătești cum se pregătește un călător pentru o călătorie lungă. Că ziua este aproape. Să fii pregătit. Ca pentru o călătorie lungă. Cum te pregătești când mergi la serviciu să iei numai lunchbox. Când mergi în vacanță să mai iei și ceva ani de schimb. Dar când mergi într-o călătorie lungă și nu știi când te întorci, îți iei tot. Îți iei, te pregătești ca pentru o călătorie lungă. Dumnezeu, frate Aurel, să vă binecuvinteze, să fiți pregătit, că ziua este aproape. Apoi, a mai fost un cuvânt care nu s-a auzit. A treia bancă de aici din față este fratele cu vestă. În spate este o soră cu rochița roz. Așa. La tine a fost un cuvânt așa. Am văzut casa ta era așezată pe albia unui râu. Râul trecea prin mijlocul casei pe sub temelie. Dar foarte puțină apă venea. Foarte puțină apă. Și a spus Domnul așa. Voi face ca izvorul să crească. Care trece pe sub casa ta. Cum n-a mai trecut niciodată. Și a spus, în vremea când va începe să fie din abundență, să crească izvorul, voi face să vină un nor de ploaie. Și-a spus, ploaia va fi binefăcătoare pentru sufletul tău. Biblia spune, ploaie târzie, ploaie timpurie, aici e vorba despre Duhul Sfânt. Iar izvorul de sub casă, aici e vorba de ceva firește, binecuvântare firească. Dumnezeu va binecuvânta. Acum nu curge mult, dar va fi din abundență, se va mări. Ok? Ca să știi că și eu sunt Domnul. Asta a fost cuvântul din partea Domnului. Unde fata care bătea la tobe aici? Ai cerut ceva de la Domnul. Așa în taină, în inima ta, te gândești, Doamne, am nevoie asta, poți să-mi dai. Și-a spus Domnul, spune-i, am ascultat rugăciunea și am să-i dau. O să primești. Atât am avut, restul ce s-a auzit pentru popor. Acum permiteți-mi să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim puțin din Scripturi. Mulțumesc, înainte de a vorbi, ne-a uit acum, nu puteam să uit asta, probabil că spuneam la urmă, mulțumesc tuturor fraților de la Chicago, care locuiesc în Phoenix și în dimineața aceasta sunt la adunare aici, la Maranata. Frați care ne-am bucurat pentru câțiva ani frumoși în biserica din Chicago, care vor rămâne ani de neuitat. Frați scumpi, care prin mâinile voastre au rămas binecuvântări la săraci, la oameni necăjiți, apoi
râvna dumneavoastră, credința dumneavoastră a strălucit atunci și mă bucur că astăzi v-am întâlnit tot în casa de rugăciune și doresc să rămâneți credincioși până la capăt. Ca unul care a fost printre voi, aștept ziua când va fi o turmă și un păstor. Atunci nu va fi unul cu grad, ci toți vom fi fii ai Dumnezeului Celui Preanalt, îmbrăcați în alte trupuri, vom da slavă Celui care ne-a iubit. Să nu vă pierdeți nădejdea, rămâneți credincioși, fiți tari și Dumnezeul veșniciei să vă binecuvinteze. Trăim o vreme foarte grea. Pe plan spiritual, poporul lui Dumnezeu slăbește. Au apărut foarte multe lucruri fake, false. E plină piața. Când eram copil, doream mult să am un obiect din America. Era ceva, să ai ceva, o bluză, o cămașă, o centură, o paftala, centură, made in America. Acum nu mai este. E made in China. E plastic mult, e fake mult. Tot așa este și în problema noastră spirituală, ca și credincioși. A invadat piața și asemănător cu vremea noastră, am citit capitolul acesta, părți din capitolul acesta, că vremea poporului Israel era foarte asemănătoare cu vremea care noi o trăim și vremea noastră se aseamănă foarte bine cu vremea lor de atunci. 40 de ani. Israel era din pricina neascultării lor. Auzi ce spune Biblia, așa am citit. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Dumnezeu i-a dat pe mâna filistenilor. Mărește-le taxele, fă-i democrați. Ok? Și fiecare făcea ce vrea. Poporul a început să strige la Domnul. Dar Dumnezeu nu trăsnește, să știți. Foarte rar când Dumnezeu trăsnește. Să spună, eu sunt Dumnezeu. Nu. Tata meu era în clasa 7-a, de mult, deci eu sunt bătrân. Când el era în clasa 7-a, a venit cineva de la județ, un lider, un reprezentant al partidului din vremea aia, și-a adunat toți copiii de la școală, toate clasele le-a scos, era vara, le-a scos în careu profesorii, directorii, toți. Și a prezentat omul acesta un speech că nu este Dumnezeu. Și profesorii, directorul își făcea cruce, toți ortodoxi, credincioși. Dar a venit unul care să prezinte o altă învățătură și se uitau la ăsta. Ei își făceau cruce, copiii ascultau, tatea era în careu, în clasa 7-a cu clasa lui. A venit un nor mic de vară, așa cum e la voi la Arizona. Ok? Un nor nu de ploaie, un nor alb din ăsta. În timp ce ăsta vorbea, și-a trăsnit din norul acela, a trăsnit mortal pe omul care vorbea. Toată localitatea noastră, pentru mulți ani, a rămas mișcați toți, bătrâni, copii, în fața studenților, a copiilor de școală, a profesorilor, omul ăsta a picat găurit de o săgeată de fulger, care a trăsnit din norul acela. Și toți oamenii au spus în localitate, există Dumnezeu. Dar foarte rar sunt acestea, să știți. Ei, asemănător cu vremea lor, trăim noi vremea aceasta. Și acum
vă rog să luăm acest om. Era un om în Soria, din familia daniților, care se chema Manoa. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Pe vremea aceea, să nu ai copii era o mare rușine. Când mergeai pe drum, se întrebau ceilalți localnici: omul acesta a păcătuit, că e scris în cartea lui Moise. Omul acesta are probleme. Manoa, ce ai făcut de n-ai copii? Păi, dar nu eu, dar nevasta. Dar ea ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce s-a întâmplat în casa voastră? Că nu aveți binecuvântare. Erau multe semne de întrebare. Și omul acesta când mergea pe drum, nu mergea așa cum mergem noi când ești la Armani, costumul. Nu merge așa. Mergea cu capul plecat, să nu mă întâlnesc pe drum cu cineva. Mergea la piață, probabil că mergea la spartul târgului, să nu cumva să mă vadă ăștia. Dar în inima lui, nu-i scris în Biblie, dacă eu aș fi fost în vremea lui, tot așa gândeam. Și tu gândești ca mine, suntem oameni. Doamne, când voi scăpa de ceea ce planează asupra capului meu, de norul acesta, vorbele oamenilor, necazul acesta care se abat, n-am urmaș. Doamne, dă-mi și mie un copil. Vreau să rezolv problema lui Israel. Dacă nu mi-l dai mie, dar măcar să fie de folosul lui Israel, să izbăvească pe Israel. Bă, eu așa m-aș fi rugat. Nu-mi dai mie, măcar fă ceva să scăpăm. Îs 40 de ani de necaz. Și interesant că Dumnezeu trimite un înger. Îl trimite la nevasta lui, o întâlnește și o femeie extraordinară, femeia aceasta. După întâlnirea care a avut-o, a alergat repede să-i spună la soț. Și îngerul i-a dat câteva indicații, porunci, cu privire la izbăvirea care va veni. Și subiectul meu din dimineața aceasta, așa îl numesc eu, e scris în Biblie, e o întrebare în versetul 8. Manoa a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vin odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis. Și acum e subiectul care vreau să vorbesc. Și să ne învețe ce să facem pentru Filip. Că așa îl cheamă, nu? Filip. Filip? Thomas. 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 Ce să facem pentru Thomas? O spus Manoa, auzi, să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Ăsta e născut deja. O întrebare. Nevasta a venit și a spus, m-a învățat să fac asta. Dar te-a învățat pe tine, dar să văd și la mine ce zice. Păi dar eu sunt capul, nu? Și-a făcut o rugăciune și Domnul ascultă rugăciunea. Și o face foarte precisă rugăciunea. Ce să facem pentru copilul care se va naște? Frați și surori, măcar generația care vine din noi să ne urmeze. Măcar cei care se nasc în casa noastră, dacă nu mai vine nimeni din lume, măcar ai noștri să fie. Dar problema este, ce să facem ca să rămână ai noștri? Cute, este o problemă foarte simplă de tot. Ca o lozincă la demonstrație, la habar n-are de război, dar e cu pancardă acolo. Ok, panchist, cum îl vezi. Tot așa este și n-am n-are. Deci, unde? Mă duc la americani.
Dar ce te învață la americani? Că aici spune să ne spună ce să facem, ce să facem. Asta este scuza noastră foarte ieftină. I-a spus azi la o frate, bă, dar unde ești când nu te-am mai văzut la adunare? Mă duc la tabernacol. Am mers și eu la tabernacol. Să văd unde merge băiatul ăsta. Când m-a văzut, zice, frate, bă, ai venit și tu? Da, da, am venit și eu. Și o oră au cântat o muzică când îți venea să bazi de picioare fest. Și am zis, bă, dacă atât ai harul, deci dai har, frate, bă, deci nu vezi. Bă, de sus. Enjoy tot. S-a oprit omul, s-a stins harul. Mă, dar nu-i numai atâta harul. Tobi, chitare, joc pe scenă, bază din palme, nu-i numai atâta harul. Și a spus, e ceva wrong aici. Nu, frate Bălici, să auzi ce vorbește. Și a ieșit unul și a spus câteva lucruri. Dar e interesant, din grupul de închinare am urmărit pe unul, am pus ochii pe el și el când a venit la intrare, era un loc liber în față și a vrut să parcheze și ăla care era pus cu ordinea nu l-a lăsat. Și el a scos degetul, un deget numai pe geam, la mașină și a parcat dincolo și când a venit înapoi, eu am stat să văd când parchează, după ce parchează, să văd ce vorbește cu ăsta care nu l-a lăsat cu ușerul. Zic că am crezut că e un musafir. Și când vine, a început să-l înjure pe ăsta. Și a dat schina, e un oaspet, un musafir, nu știu ce face. Dar când îl văd, el e în grupul de închinare ăsta. Și am mers la urmă și îl întreb, zic, you are Christian? Da, brother, da. Și, da. Zic, stai. Zic, am mai întâlnit unul cu tine, ai un frate geamăn? Zic, nu, am. Zic, dacă n-ai intrat, ai ratat degetul ăla. Și l-ai înjurat. What kind of Christian you are? Știți ce ne-a spus? We are free in Jesus. Come on. Auzi, se naște un băiat, trebuie să se nască un băiat. Dumnezeu face un proiect pentru Israel. Ajunge 40 de ani de robie. Neascultarea se plătește. Cineva se roagă în mintea lui, Doamne, adă izbăvirea. Și Dumnezeu să ne sunt gata, dar pot să am o femeie, un bărbat, care să facă ce vreau eu? Femeia să nu bea nici vin de rodovițe, să nu bea nici băuturi tari. Odată un frate care mai bea înainte de mâncare, știi că așa e, creștinește. Îi spun, zic, știi că nu-i bine, ce faci? Zice, numai la femeie i-a spus să nu bei. Eu pot să beau, auzi, era român ăla. Fraților, e foarte serioasă problema. Vrem copii binecuvântați? Atunci trebuie să facem și să ascultăm ce vrea Domnul de la noi. Nu este o altă cale a binecuvântărilor caselor noastre fără ascultare de Dumnezeu, să știți. Nu este. Avem bani, dumneavoastră sunteți bogați aici la Phoenix. Business-ul vă merge, am văzut, e frumos, vă simțiți, e numai soare, e cald. Îi dăm la copii tot ce vor ei. Dar nu uitați, în alergările noastre pentru pâinea cea de toate zilele și pentru confortul copiilor noștri, am venit din România, copiii noștri să trăiască foarte bine. Și e bine, Dumnezeu să-i binecuvântează și pe copii și pe noi. Dar trebuie să ascultăm de Dumnezeu ce vrea de la noi.
I-a spus la mama și doctorii spun, câte vreme ești pregnant, să nu bei alcool, să nu fumezi. Pe toate scrie. Dar mă uit pe stradă și nimeni nu respectă. Am văzut femei gravide, am văzut care beau, am văzut femei care fumează cu țigara în gură și ea e gravidă. E interesant. Dumnezeu a spus de mult lucrul ăsta, dar avea în vedere ceva și mai mult. Pentru că și Duhul Sfânt nu locuiește în neascultare. Sunt niște reguli. Copilul care se va naște va fi plin de Duhul Sfânt. Va fi omul care va porni izbăvirea lui Israel. Ce-o spus Manuac? Lasă că să-l trimit la Jim. Dacă nu îi cumpăr eu Jim acasă. Facem un room să fie Jim. Un room să fie cinema. Doar avem case de 8000 square feet, nu? Jocuri de lumini. Și acum vine băiatul. Rugăciune nu-i, cântare nu-i. Și zice, mă, ce binecuvântați suntem. Oare? Frații mei, n-am venit să mustru pe nimeni. Dar Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu este drept. Să nu uitați asta. Noi ne schimbăm după vreme. Noi am vrea să ploaie când vrem noi, să se oprească ploaia când vrem noi. Mă duc la parc, oprește ploaia. Vin de la parc, fă să ploaie. Nu-mi place de cel de lângă mine. Cum vreau eu? Totul să fie cum vrea. Și Dumnezeu spune, eu sunt stăpân pe pământ și în ceruri, peste fiii oamenilor, peste vestuitoare. Am legile mele, am poruncele mele. Vreți binecuvântare? Ascultați-mă. Nu vă doresc rău, vă doresc viața. Mă uit la femeia aceasta. A alergat la bărbatul ei și mi-a spus, auzi, m-am întâlnit, a venit un om al lui Dumnezeu, arăta ca un înger. Nu l-am întrebat cum este numele și de unde îi, dar mi-a spus să fac ceva, vom avea un copil, Manuel. Frumos. Hai să vedem ce o să ne învețe omul ăsta. Sunt așa de multe băuturi și acum fac o paranteză la băuturi. Noi asta știți că n-avem voie să bem alcool, n-avem voie să ne îmbătăm, n-avem voie să... Știți asta, nu-i voie, nu mai trebuie să explicăm în ziua de azi. Dar în vremea în care noi trăim, avem foarte multe băuturi. Dacă mergi la stor, la voi e apă mai multe, dar dacă vezi jumate din perete, de la 7-Eleven sau din coace, sunt numai băuturi, sucuri, coca, orange, lemon, cireșe, fel de fel, ok, ceaiuri. Și într-un colț e apă. Într-un colț e apă. Știi ce vrea Dumnezeu să ne spună astăzi? Nouă generație noastră. Să bem apă. Cine însetează să vină la mine, spunea Domnul. Nu cine vrea suc, cine vrea Coca-Cola. E plin internetul de sucuri, de sfaturi pentru creșterea copiilor. Și dinți, conferinți, doctori în teologie. Am fost la doctor când eram bolnav la unul și... M-a întrebat, no, ce te dore? M-am așteptat să mă controleze, avea la agățat la gât. Zic, o, să-mi pună, să mă controleze, să mă pun într-un picior, să mă aplec. Nu. Cum te dore? Așa. Și bateam computer. Zic, mă, scrie o scrisoare, ceva, eu știu. Bate. Și-a făcut averagiu și zice, ai asta. Zic, dar de unde știi? Am pus toate diagnosticurile tale acolo și mi-a dat computerul că aia asta. Zic, dar nu mă cecuiești. Nu.
Auzi, Dumnezeu îți ascultă și suspinul. Urechea lui pătrunde adâncurile. Și mă duc la un doctor în teologie și îmi dă un ceai, un suc. Să fiți așa, să vă iubiți. Numai hani în sus și hani în jos, parcă nu mai simt vespe. Sunt numai albini în casă. Un vocabular frumos, e fain vocabularul, dar să fie și merea, nu numai de pe buzii. Manoah a înțeles asta, nevasta lui Manoah a înțeles, copilul acesta depinde de ceea ce eu am să trăiesc, am să fac. Fraților, nu vă luați după sucurile care sunt acum. Doriți apa. Și însăși Dumnezeu sunt izvorul apei vii. Și cine bea din el, din inima lui, vor țâșni râuri. Ce frumos să te răcorești, să bei din Dumnezeu. Aici este secretul manuahului de azi, a familiei moderne care noi trăim. Rămânem în Dumnezeu, frați și sorori. Asta vrea Dumnezeu cu Manoah și asta vrea Dumnezeu și la noi. Ce să facem pentru acest copil? Și le-a dat rețeta, dar acum la femeie i-a dat, dar ia să vedem și la bărbați. Că ăla ne-a spus, că la, lui nu i-a spus să nu bei. Să vedem și la bărbați. Hai să citim în cartea lui Iov, capitolul 1, versetul 1. La bărbați lista e mai mare. Vreți și vrem să fim sfinți, credincioși, și vrem să avem copii binecuvântați, să avem copii care să iubească pe Domnul, să trăiască frumos, să primim laudele la porțile cetății, să spună, a cui ești, a locutare, Dumnezeu să-ți binecuvânteze părinții. Auzi ce spune versetul 1. Era în țară, în țara Uț, un om care se numea Iov. Și omul acesta, auziți cum era, ce le cere Dumnezeu la bărbați? Dacă vreți un copil, cum îl cheamă? Thomas. Dacă vrei Thomas să fie ok, ești tata. Dacă vrei Thomas să fie ok, auzi cum trebuie să fii tu. Mama a ieșit afară cu ăla mic. Auzi, fără prihană. Ai, Doamne, la rezonă? Și curat la suflet. Auzi, curat la suflet. El se teme de Dumnezeu. Se teme de Dumnezeu, bărbatul. Și se abătea de la rău. Apă cu așa bărbat, tot să te măriți. E frumoasă lista asta. Dar așa e de frumoasă familia. Când un soț trăiește așa și o soție trăiește ca și soția lui Manoah, mă întreb ce viteji vor ieși din familia aceasta. Avem un nor de martor care ne stau ca mărturie, Dumnezeu ne-a pus în Evrei, capitolul 11 și 12, dar știți că și noi avem norul nostru dintre neamuri și dintre noi vor fi mii și milioane care se vor ridica în ziua veșniciei. Ăștia sunt copiii, aici e soția, se merge cu fruntea sus. Dumnezeu ne-a mântuit și pe noi. Suntem bucuroși că am ajuns. Îl vedem pe Hristos, care nu l-am văzut niciodată, dar îl vedem acum.
și vom fi ca el, spune Scriptura. Am adus doar două rețete. Ce vrea Dumnezeu de la un bărbat și ce vrea Dumnezeu de la femeie. Dar asta nu numai când e pregnant. Sunt rețete pentru în vremea când ești pregnant și sunt rețete care în vremea când nu ești pregnant. Acum, dacă la o familie se cere aceasta, dar la o biserică, ce zici că biserica e orice ca piață? Nu. No. Mergi la piață sau la mall și mănânci ce vrei, faci ce vrei. Nu, no, nu. No. Biserica e o grădină închisă. Florile din Hawaii nu pot întrece parfumurile din grădina lui Dumnezeu, din biserică. E o frumusețe. S-a îndrăgostit un împărat de grădina asta. Și-a încercat să o cumpere și a spus, nu e de vânzare, nu, nu ți-o vând. Atunci a spus, cumpăr toată țarena, tot pământul cumpăr, dar vreau grădina asta. Și a venit și a murit pentru toți, că vrea grădina, vrea florile astea frumoase, vrea să miroși a cer. Este o emisiune Miros de Cer, dar e doar o organizație. Știi să, când mergi pe drum, când te oprești la gas station, să miroși a cer? Găsești portofelul și să-l dai înapoi. Îmi spunea odată un frate, am mers la bancă și trebuia să semnez și am văzut un pix, cineva o semnat și l-a lăsat. Frumos! Bă, atât de frumos era, m-am uitat în jur, nu era nimeni, era simplu, nu era legat cu lănțișor, cineva o semnat, l-a uitat și l-a pus. O mers acasă și seara când se roage, nu se poate ruga. Mă rog, nu merge, n-am cuvinte, nu merge nimic. Și vine un gând așa, du pixul înapoi. Du pixul înapoi. O săptămână întreagă, du pixul înapoi. Nu mă pot ruga, nu am nimic, atât o văd. N-o fura din buzunar. Era la bancă, acolo la... Nu era legat, care e pixul băncii unul, care este legat, care se semnează. Nu era, o venit, o semnat, l-a uitat și nu l-a mai apăcat, și a plecat. Și ăsta l-a luat frumos. Și după săptămână a plecat din nou la bancă. Și spune la aia, am adus pixul înapoi. Aia zice, și nu e a nostru. L-am adus înapoi. Uite, îl las aici. Dom'le, ia, ce cu tine? Ai nevăzit la ea. Ia pixul, du-te acasă. Doamne, nu m-a pot ruga de când l-am luat. Și s-a ridicat aia și a spus, tu ești un om deosebit. Ăsta a fost Mitru Zdrențan. Domnul l-a chemat acasă. Și ne-a spus aia, sunt și eu creștină. Dumnezeu mi-a adus un mesaj prin asta, prin tine. Vezi ce înseamnă un miros de cer? Vrem copiii ca Domnul să-i bine, Domnul să-l binecuvinteze pe Thomas. Dar să binecuvintează și părinții. Să împliniți ceea ce Domnul v-a poruncit să faceți pentru creșterea copilului. Ne rugăm cu ei, cântăm cu ei, ne jucăm cu ei, înotăm în swimming pool cu ei, mergem în vacanță cu ei. Am și eu un nepoțel, e băiat, am două fetițe și un băiat și îl cheamă James. Și îmi spune într-o zi, zic, James, de ce ai făcut lucrul ăsta când noi ieșim de la școală? Eu îl aștept, ăsta e serviciul meu acum, îl aștept să-l duc la acasă. Și de ce ai făcut asta? Uite ce murdar ești. Bunu, aici nu-i ciorci. Auzi ce îmi spune el, e în clasa întâia.
nu-i ciorci. No, eu trebuie să-i explic că și la școală e ciorci. Și i-a spus. Și el zice, bunul, nu. I'm not believe what you say. De ciorci e acolo, la Betania. Acolo e ciorciu. Și a spus, dacă faci ce spun, îți dau 10 bucks. 10 bucks? Și a spus el, îmi cumpăr așa, spunea el la mașină. Îmi cumpăr asta, îmi cumpăr asta. Bunul, deal. Și am început să-i dau 10 bucks, 5 bucks. Faci asta? Da. Acum zice, îmi spune într-o zi, bunul, tu m-ai păgălit. Tu mi-ai dat banii, e drept, am o economie acum, dar tu vrei ca tu, ca eu să fac numai ce zici tu. Auzi, s-o prins eu și i-am promis altceva. L-a scos afară din mașină și a spus, uite-te spre cer, vezi norii ăștia care aleargă la Chicago. Într-o zi vom trece printre ei. Te voi ține de mână și plec. Și pentru ca să putem zbura, te rog, ascultă-mă. Și el ne-a spus, s-a uitat spre nori, s-a uitat la mine și a spus, bunul, e frumos cerul. I like that. Și mi-a promis că va face. M-a spus doar o secvență, sunt lucruri minore, dar atunci când Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, să ascultăm ca oameni mari. În textul acesta Dumnezeu n-a vorbit cu copii, a vorbit cu adulții. Fraților, dacă ne-ar fi cerut un lucru greu, dar ne-a cerut un lucru ușor care îl putem face ca să primim binecuvântare. Mă rog în dimineața aceasta Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata, să binecuvinteze copiii Bisericii Maranata, familiile, tați, mame, să trăiți în pace, frumos. Și Dumnezeul păcii ne va binecuvânta copiii și pe noi. Așteptăm aceea zi. Nu a binecuvântării, El ne binecuvântează de aici, dar pentru ziua când vom fi cu El împreună. Mă opresc. Am rămas doar la două rețete sau la două, să zic așa, sfaturi pentru familie. Nu e conferințe de familie, dar asta spune Biblia. Biblia. Faceți ce spune Biblia, să facem ce spune Biblia și vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Că Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta, să binecuvinteze mamele și să ne ajute ca pe noi, copii, nepoți, strănepoți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu viață veșnică. Pe vremea aia erau îngeri, umblau îngeri. Dar ce ziceți? În vremea asta mai vin îngeri și acum? Vreau să vă spun că și în vremea de azi vin îngeri. Am să vă spun cum am văzut și eu un înger. Îi văd în vedenii, îi cunosc felul lor, cum sunt, dar vedenia e vedenie. Veneam la adunare și am ieșit la Irving Park, cum vii dinspre O'Hare la noi la Chicago. Eram singur în mașină și trebuia să trec un stop, o stradă și după aia să ajung la Irving Park. Următoarea stradă era 200 de fiți, ok? M-am oprit la semaforul ăsta și ajung la Irving Park, la stradă. Eram a patra mașină, eram două mașini, era one way. Și văd unul care stă pe linia din mijloc, așa, pup, așa, stătea cu cotul pe genunchi și cu mâna, așa. Un homeless. Nu era îmbrăcat chiar rupt, dar era un homeless. Și m-am gândit în mintea mea, sunt a patra mașină. Dacă el se ridică, nu mai are timp să ajungă la mine să-mi ceară.
Se schimbă semaforul și am plecat. Zic, are o mașină, două, trei, eu sunt a patra. El s-a ridicat, n-a cerut de la celelalte mașini nimic și a venit la mașina mea. Și o bate la geam. Și mi-a heu ancora. Zic, de ce nu te-ai oprit la mașinile alea? Nu vreau. Eu vreau de la tine. Nu-ți dau. Dacă n-ai cerut de la mine, nu-ți dau. Și el zice, nu-mi dai, nu-mi dai. Și iar întinde mâna. Și mă așteptam să schimbi semaforul. Așa gândim, toți gândim așa, nu? S-a schimbat semaforul. Și nu-i-am dat nimic. Și mă uit în oglindă așa să-l văd. Și el s-a uitat în spate. Eu am rămas cu privire așa. Am făcut o studie de fiți sub pod. Și zic, mă, hai să mă opresc. Mă opresc și dau. Am făcut un turn ilegal, am pus fleșurile și m-am dat jos să mă duc la el. Mă duc acolo, nu-i nimeni. Îl întreb pe unul, zic, era un homeless aici unii. Zice, săr, n-a fost nimeni. Băi, un minut, două minute aici, aici a fost. Unul că stătea pe mijloc aici. Și îmi spune, you are drunk? Nu a fost nimeni. Sunt aici de două ceasuri. Nu a fost nimeni. Mă uit la altul, o doamnă, care a văzut când se treacă semaforul. Doamnă, ați văzut homeless-ul ăla aici? Unde a plecat? Nu a fost nimeni, doamnă. Doamne, dar numai eu l-am văzut. Vreau să vă spun, nici până în ziua de azi nu am așa o vibrație a sufletului. Mi-a cerut mie, nu i-am dat. N-am să pot să mai refac asta. Nu știu dacă îi dădeam ce se întâmpla. Nu știu. Dar n-am mai fost, n-am niciun martor care să spună că a fost acolo cineva. Numai eu l-am văzut. Sunt și azi îngeri. Dumnezeu să binecuvintează în Phoenix, să îi vedeți când trec pe la voi și să trec când trec și pe la Chicago, să ne bucurăm. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Doresc din toată inima harul Domnului să rămână cu voi și Domnul să ne binecuvintează și pe părinți și pe micuți și biserica Maranata și în ziua veșniciei să ne vedem cu toți acasă. Amin.